Elevii din orașul Mioveni pot alege din peste 15 cursuri oferite gratuit de Centrul Cultural Mioveni. Printre domeniile noi introduse în oferta de anul acesta se numără și pianul, care s-a dovedit a fi un real succes, un număr mare de copii prezentându-se la preselecții. Ai venit tu aici la cursuri, la preselecție? Am venit ca să învăț la pian și să îmi dezvolt această cultură în muzică. Do, re, mi, fa, so, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Mai cânta până acum la pian? Nu. Dar de ce îți place instrumentul acesta? Fiindcă eu n-am acasă instrument de ăsta. La pian știi să cânti? Da. Clapile la acordeon sunt ca la pian. Și știi la acordeon? Da. Cine te-a învățat? Tataia. Ce melodii știi tu să interpretezi la acordeon? Bine, știu doar niște note. Ce note știi? De exemplu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do și gama, asta e do major. La preselecții a venit cu temele făcute și Ștefania Vorovenci, elevă a liceului teoretic Iulia Zamfirescu din Mioveni. Adolescenta în vârstă de 17 ani din Mioveni s-a făcut remarcată în țară prin calitățile vocale deosebite. A câștigat un trofeu muzical la un festival național organizat la Buzău, premiile Music Factory, și a reprezentat cu succes orașul Mioveni la festivalul concurs de muzică pop Brand Music Fest, de unde s-a întors cu premiul întâi la interpretare într-o limbă internațională și cu trofeul la interpretare în limba română, obținut cu piesa Paulei Selling, Prin ochii tăi pot visa. De ce ați ales aceste cursuri? Pentru perfecționare în domeniul muzicii și pentru plăcerea mea. Mai mergeți și la alte cursuri de acest gen? Sigur că da. Urmez cursurile tot de la Centrul Cultural de Muzică Ușoară la doamna Mona Lisa Zegheru, cursuri de muzică populară la doamna Mihaela Chirițescu, dar nu aici. Și cam atât. Sunt anul ăsta cu BACU și mai puțin timp. Rezultate? Rezultatele sunt pe măsura muncii. Adică? Rezultate neașteptate bune. Pentru că și Centrul Cultural se implică foarte mult și noi la fel și suntem bucuroși să avem rezultate foarte bune. Pe lângă aceste cursuri gratuite, oferta Centrului Cultural Mioveni mai conține și cursuri de canto muzică populară, canto muzică ușoară, chitară, dans popular și modern, dans de societate, fotografie, franceză și engleză, mandolină, modelaj în lut, pictură și abilități practice, sculptură în lemn, teatru pentru copii, dans popular și fanfară.